mi-a rupt toate coastele. Și am pus pe o scândură așa frumos, pe pat, înclinat, și am îngrijit pe toți bolnavice. Dacă eu mor de pe 100 de ani, mâinile ăstea, nu pot răzăți. A fost în istoria României un moment în care omul a devenit animal. Mă numesc Crăciun Aurel. Mă vedeți? Am fost mort și am înviat. Articolul nostru era 199 muncă sânlică. Te scotea afară și te bătea. Indiferent cum, dacă venea rău, te uda cu apă și cu asta încetă. A fost un regim drastic. Mulți dintre cei care au fost închiși datorită faptului că s-au opus regimului comunist au sfârșit în închisorile României și probabil că ați auzit de Sighet, de Aiud, de Colimbaș, de Râmnicu Sărat. Acestea au fost cele mai gherla, cele mai groaznice temnițe ale regimului comunist. Aduc împreună cu mine fost deținuți politici în fața unor elevi de liceu, este un vis al meu mai vechi. Este un început și sper ca în anii următori să reușim să îi aducem pe foști deținuți politici de la Suraia, care încă mai sunt, în fața unui public tânăr mult mai numeros. Astăzi consider că este o lecție vie de istorie. Din ancheta respectivă, mă cea înapoi la celulă. Și acolo am stat 40 de zile în apă cu picioare. Era a terra, cât eram la pantofi. Mi-a putez la pantofi în picioare. Mâncarea era în felul următor. 100 de grame de pâine, că trebuia să mori acolo prin executare sau prin înfometare. Asta era cea mai bună moarte. Pe 13 ianuarie 58 am fost judecat. Acolo, la securitate, a fost anchetat și bătut. Așa bătaie, că mi s-a umflat aici gâtul, când m-am eliberat, m-am operat. Și pe 13 ianuarie 58 am fost condemnat 13 ani, de la 10 ani la 25 de ani. Eu am primit 10, restul mai sunt.